Datoria pe care făgărășenii o au la societatea Apă Canal crește de la o lună la alta, iar operatorul riscă să nu mai poată furniza apă făgărășenilor. În ciuda eforturilor de a recupera banii restanți de la făgărășeni prin somațiile de plată trimise, la majoritatea asociațiilor nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire din acest punct de vedere. Acesta a fost și motivul pentru care mai multe blocuri din cartierele 13 decembrie și Tudor Vladimirescu au rămas de joia trecută, respectiv de luni, fără apă rece. Am trecut la debranșare acolo unde am somat și nu și-au achitat din datorii. Respectiv, la ora actuală avem asociația numărul 9 din 13 decembrie, unde mai avem debranșate 3 blocuri, și asociația 4 din Tudor Vladimirescu, unde avem debranșate 10 blocuri. De la data debranșării și până în prezent am branșat doar câteva, în 13 decembrie, care au achitat o parte din sumă, și în Tudor Vladimirescu, blocul 3, care a achitat aproape suma integrală. Mă refer la facturile mai mari de 45 de zile. La restul nu se vede nicio mișcare, nu vor să plătească, doresc în schimb apă. Apa nu este un serviciu public gratuit, este noi suntem o societate comercială și dorim, cum am spus de atâtea ori, minimum respect din partea celor care primesc apa asta la robinete, să o și plătească. Pentru că altfel suntem puși în situația asta de a nu putea să le oferim. Totuși, pentru a veni în sprijinul celor care sunt cu plata la zi, de ieri societatea a pus la dispoziția făgărășenilor debranșați cisterne cu apă menajeră. Începând de ieri am luat o măsură și după un program pe care l-am stabilit, la blocurile debranșate, respectiv în 13 decembrie și Tudor Vladimirescu, după un program și dimineața și după amiaza, acea cisternă se află în zona respectivă. Cei care doresc să ia apă, colegii mei de acolo le dau apă, spun încă o dată, este apă menajeră, cu toate că ea este potabilă, dar noi, indicația este să o folosească numai pentru apă menajeră, pentru că noi nu știm în ce vas o iau, nu știm în ce fac cu ea. De aceea... Vas gratuit? Da, o dăm gratuit și dorim să venim cât de cât în sprijinul celor care, din păcate, își plătesc datoriile către asociație și pentru că trăiesc în acel condomeniu, depind de unii de alții, depind de modul în care este administrată asociația respectivă, suferă și ei de apă. Așa că de două ori pe zi o cisternă ajunge în zonele debranșate. Cu apa serv să fie aici, să ne spună, domne, să ne explice. Am făcut contract cu apa serv. Dar să fie să ne spună ăla care a făcut contractul cu ei. De ce nu a lăsat pe fiecare să facă contractul cu apa serv? Făgărășenii cu plata la zi sunt revoltați de această situație și cer găsirea unor soluții pentru a nu se mai ajunge aici. Pentru două, trei persoane, de exemplu, pe bloc, prin care asociația nu și-a adus aportul ca să le someze la 3 luni, de exemplu, sau cum se procedează pe cale legală, suferim toți care suntem la zi, nu putem să facem o baie, deja canalizările au început să se înfundă, suntem oameni. Trăim în Europa, nu? Așa consider, dar de moment ce noi ne plătim și ne aducem aportul ca să funcționeze societatea APA, să funcționeze din punctul nostru de vedere, eu consider că nu eu, toți considerăm că nu-i ceva corect ca să ajungem pe post de animale. Suntem oameni în vârstă care nu putem să urcăm până la etajul 4 în fiecare zi să cărăm apă. Păi doar cu două am venit. Sunt mai multe bidoane. Ce să spunem, în situația în care suntem, cred că nu facem parte nici din lumea a treia, lumea a patra, a cincea, ceva de genul. Nu știu ce să vă spun, că sunt terminată de nervi. Găsește o soluție ca cu lumina și cu gazul. N-ai plătit, vine și ți-o taie. Doamne, gazul nu face nimic. Apropo de... Sunt în blocul 10, în scara ce? Eu care de 10 ani de zile nu am plătit nimic.
Să meargă la ea să le oprească din casă. În situația zecilor de familii din cele două cartiere, dar care sunt cu plata la zi, este și nenea Lazea. Făgărășanul are 82 de ani și abia merge, ajutat de un baston. Astăzi a venit la cisternă pentru a-și duce acasă o găleată cu apă. Ați venit și ați luat o găleată de apă. Pe ce să facem? Cine o care? Puteți, vă descurcați? Cam greu, cam greu. Să urc până la trei cu apa și mă doare în picior. Cam greu. Dar eu aș întreba, domne, domnul Mantă ăsta de la Apa Viz, îi dă un salar la asta de la asociație? Sau o plătim tot noi, locatarii? Păi noi o plătim, atunci ce încasează banii la... De ce ne încasează domnul Mantă să-și pune birou? Să ne ducem și noi ca la gaz, ca la lumină, să plătim acolo la el. Bă, e greu fără apă. De ce? Păi cum să nu fie greu? Stăm, uite, aici, uite, bem apă din gârlă. Câți ani aveți? 82. Ați mai cărat vreodată așa apă? Da, de unde să mai cărăm? N-am mai cărat, acum am închis-o, așa numai o zi, nu știu ce, dar acum două zile, uite, a treia zi. Una dintre soluțiile cele mai viabile este ca oamenii să-și monteze contor în afara locuinței. Doar așa se poate factura individual și nu vor mai avea de suferit și cei care sunt buni platnici. În schimb, au posibilitatea, cei care pot și doresc să facă, există un regulament al nostru, al Serviciilor Publice de Apă și Canal, operatorul regional Sibiu, care, dacă își aduc contoarele în pivniță, le luăm ca contoare secundare pe baza unor contracte de prestări servicii și putem face facturarea individuală pentru fiecare. Sau mai avem în cartierul Negoiu un bloc care locatarii în acel bloc și-au adus contoarele în fața apartamentelor. Am luat în considerare și acest lucru, am făcut niște acte adiționale și facturăm individual. Așa avem blocurile și blocurile ANL, blocuri care acum, noile blocuri ANL sunt construite și instalația de apă este în așa fel construită încât contoarele, repartitoarele acestea de la fiecare apartament sunt pe hol, în fața apartamentului. Și nu sunt singurii făgărășenii care au de suferit din cauza restanțelor acumulate de asociație. Luni, 10 martie, și cartierul Vasile Alexandrii va rămâne fără apă rece până la achitarea restanțelor.